Lipsește mirosul de cameră de investiții, pentru că noi am organizat camera de investiții lângă o fermă. Nu se vede la televizor. De pe 5 februarie o să vedeți că la Power Couple, în camera de investiții, mai întâi, unul din cei doi investește în partenerul lui o sumă cuprinsă între 0 și 2000 de euro, virtual, desigur. A doua zi, din cele a mai rămas, celălalt investește în partenera lui, care probabil a fost foarte generoasă, din cele a rămas. Și în a treia zi avem, bineînțeles, proba de cuplu, unde banii nu mai contează atât de mult. Cei mai săraci la finalul celor trei zile și cei care au pierdut proba de cuplu intră într-un soi de duel, dacă vreți, deși e mult spus duel, pentru că de fapt este un vot la vedere în casă, ca într-o familie, și atunci aflăm cine merge acasă la copil mai devreme și cine mai târziu. Ca să simulăm ce se întâmplă într-o probă de cuplu, deci nu în cea cu bani, am hotărât în primul să-i trezim lui Cătălin emoții și amintiri. Prima oară ei le-am trezit aducând-o pe nevastă mea astăzi, că ei au suferit împreună până au câștigat un concurs de manechine. Atâta vreau să știi, Roxana. Concurs de modele a fost câștigat de Cătălin și soția mea. Iată unde i-a adus. Pe de altă parte, Eduard Santa și soția lui, nu știu dacă vă prindeți, dar ei chiar sunt soți soție, trebuie să spun asta în cap de fiecare dată, Cleopatra, pentru că tu vii la Neața de când erai mai mică decât pupitrul ăsta și acum ești soția unui om. Și ai voie să-l cerți. Ai voie să-l întrebi. Nu mă ceartă. Nu te ceartă niciodată? Nu, n-am de ce. Dragii mei, voi nu sunteți căsătoriți cu asta înseamnă. Ba da. Nu-l cerți niciodată pe nicio temă? Nu, că n-am de ce. Nu pot să cred așa ceva. Vino mă la rocută. Credeam că e clar lucrul ăsta până acum. Mutați-vă la noi. Suntem un exemplu, Dani. Să fiți un exemplu. Da. Bun. Atenție mare, avem întrebări banale din viețile voastre de cuplu. Ok. Mam. Trebuie doar să răspundeți la fel. Aveți un timp foarte scurt să scrieți pe foaie, fără să vă uitați unul la celălalt sau fără să murmurați din buze. O să începem cu Roxana și Cătălin. Super. Vreau să scrieți mare. Da. Cum vă zic eu, arătați spre cameră ce ați scris, da? Da. Atenție mare. Ia zi. Care este mâncarea preferată a Roxanei? Răspund Cătălin și Roxana, am scris mare, mare, mare. Când zic eu, ridicați și puteți să-mi și citiți. În 3, 2, 1, sus hârtia. Roxana zice... Cartofi prăziți, Cătălin zice cartofi. Mâncarea oricărui bucătar. Foarte bine. Un punct. Atât s-a putut. Ești atât de sigur? Da. Nu vreau să zic, dar am prins două cupluri din Power Couple, nu era vorba despre voi, care pe avion, pe barcă și în cameră aveau post-it-uri cu toate lucrurile astea. Când ne-am pupat prima oară? Mamă, ce... Atenție! Cleopatra și Eduard. Ia să vedem. Vrei să facem ceva cu asta jos? Care era porecla lui Eduard în copilărie? Nu te mai uita la el, te rog, fă ochii în foaie. Mamă, vine una în cap, dar nu știu dacă e asta. Scriu-o, ne distrăm, e o probă aici. Mă așteptam tot la întrebările astea. Care e mâncarea preferată? Ce... Îți spun eu, puteau să-i spună șocâtele. Șobo. Îmi pare rău că spun asta. Ia, ridică Cleopatra. Începe cu... Ridică Cleopatra. 2, 3 și... Hai. Aoleu, nu mai arată. Arată. Trebuie să arăți Cleopatra. Ce faci? Ia să vedem. Ediță sau, după cazii se mai spunea... Sandală. Are dreptate. Explic. Are dreptate. Explic. Deci mi-a povestit că la școală, când era în clasele primare, pentru că îl cheamă Eduard Sanda, colegii câteodată îi spuneau... Nu, când se purtau ei cu soane, în loc să scrie Sanda, a scris Eduard Sandală. Așa. Deci e pe jumătate... Deci am o perioadă. Pe jumătate e proba Ediță Sandală. Da. Da, el mi-a povestit-o. Dar nu-ți spus-o eu, da? Bun. Următoarea este despre Cătălin, pregătiți-vă. Dacă ar câștiga la loterie Cătălin, prima dată și-ar cumpăra un sau o... Scrieți. Ce vă vine în cap, primul lucru? Hai, nu fi fraier. O. Bă, da, o... Roxana, prima oară Cătălin și-ar cumpăra o... Da, da, nu... O...
motocicleta Harley. Da, ai plâns după asta. Zice, și Cătălina a zis că da, și-ar cumpăra o... Ce să fac? O casă, na. Păi casă avem deja. Nu vrei motocicletă? Încă o casă. Cătălin. Am sacrificat deja un harne pentru o casă. Ce mai... Na. Ce? Roxana vrea să negocieze. Îți spună că, din păcate, ea chiar ți-a cumpărat o motocicletă. Dacă nu o vrei, o dă înapoi. Asta este. Mersi, Dani. Bă, sunt faine întrebările. Colegii mei le-au făcut și nu lucrează la Power Couple. Dacă nu mai sunt la Power Couple... De șase luni în fiecare zi te plângi după asta. Atenție! Ochii în foaie, vă rog, amândoi. De câte ori, Ediță, de câte ori crezi că a intrat Cleopatra Stratan în cartea recordurilor? Ia să vedem. Cleopatra Stratan. Edi, ridică foaia. De tobele, vă rog. Șase ori. Cleopatra a intrat de șase ori în cartea recordurilor. Putem lua pe rând, Edi? Poți, știi? Hai să nu intrăm în detaliu. Cleopatra, ajută-l. Cel mai bun artist, cel mai... Cum cel mai bun artist? Cel mai... Cel mai tânăr, da. Cel mai tânăr. Pentru hitul Viță. Da. Pentru cel mai tânăr artist care a lansat un album la vârsta de 3 ani. Pentru cel mai tânăr artist care a susținut un concert. Pentru cel mai tânăr artist care a luat 3 premii MTV. Stai, oprește-te. De câți ani aveai? 3 ani. Mă duc să-l bat pe fiul că e în spate. De 2 ani pentru și 3 ani. Pentru cel mai tânăr artist care a primit cel mai mare onorariu pentru o singură piesă și cel mai tânăr artist de succes. La 3 ani. Avelina, bate-l acum! O să înțeleagă mai târziu. Are 2 ani și 3 luni și n-are niciun talent. Mai are timp. Mai are, dar nu vezi. Mergem mai departe. Despre Roxana este întrebarea asta. Când era mică, Roxana și-a dorit să devină o... Ia să vedem. Scrie ce-ți vine, ce crezi, ce simți cu sufletul, Cătălin. Nu e cu bani, e cu sufletul. Hai mă, iubire, Roxana, mai. Iubire. E ușor. Da, scrie. Nu vine. Preoteasă. Dacă scrie. Scrieți. Hai că colegii mei s-au chinuit să împărțim ecranul în două și trebuie să ridicați deodată, că am împărțit așa frumos ecranul în două. Putem să scrie ce-ți vine, ce-ți vine la suflet, ce-ți vine. Hai, ce... Când era mică, Roxana și-a dorit să devină Cătălin... Un medic veterinar pentru că iubește animalele. Roxana afirmă că și-ar fi dorit să cântăreață. Fie... Nu cred. Asta n-am auzit-o niciodată în mine. Orice fată când era mică din generația mea se uita la Asia, Blondie și ce vrei tu și își făceau scene acasă și își doreau să devină cântărețe. Așa că... Ta. Ta. Bine că n-am avut proba asta la Power Couple. Era numai pe acute. Hai, una, e ultima, una clasică. Vreau să jucați toți patru, pentru că e ultima rundă. Ia. Unde erați când măcar unul dintre voi a spus celuilalt că îl iubește? Unde erați? Poate să fie localitate sau un loc. Mașină, autobuz, tren, avion, Cleopatra. Vă rog să nu copiați. Unde erați când celălalt v-a spus sau când v-ați spus prima oară primul te iubesc? Cine a scăpat primul te iubesc? Avem o probă foarte faină la Power Couple, o probă a cronologiei. Să vedeți câți oameni mai întâi au dormit împreună și după aia s-au certat prima oară. Și invers. Hai să vedem. Ridicați toți foile. Cleopatra! Prima oară s-a spus te iubesc acasă bine. Și... Ce ai vorbit? Și Eduard a auzit abia în mașină. Ridică. Deci, acasă, zice Cleopatra. Eduard și-a zis și în mașină. Și în mașină. Cine a zis prima oară, Cleopatra, te iubesc? Amândoi am zis. Da. În cor? În același timp, cor. Eram și acasă și în mașină. În canon. Te iubesc. Cătălin spune că prima oară și-au spus te iubesc la petrecerea de Revelion. Era acasă petrecerea de Revelion. Nu e adevărat. A fost în Baia Mare, acasă la mine. Îți zic eu și eu am zis prima dată te iubesc. Opa, adu-ți aminte bine. Că deja recunoști prea multe. Nu e adevărat. Baie? Baia Mare. Mulțumim tare mult. Și despre asta este Power Couple. Ce e cel mai interesant este că din asta oamenii pot face bani reali până la 50.000 de euro. Veți vedea
mai multe de pe 5 februarie. Ce e cel mai tare este că emisiunea asta se vede în cuplu, recomand, pentru că va stârni multe. Ți-am zis eu, sau de nimic nu ești bun. Dani, Dani. Deopotrivă. Avem o problemă. Ce s-a întâmplat, Florin? În Baia Mare, localitatea sau în Baia lor Mare? Da. Băi, nu. Localitate, și ești culmea. N-au stat într-o casă atât de mare dintotdeauna. Dragii mei, Power Couple se vede la Antena 1, luni, marți și miercuri, în fiecare seară, după ora 20:30 de luni. Power Couple, la bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, începe din 5 februarie pe Antena 1 și Antena Play.